El este mereu prezent pe Instagram, de acolo am aflat despre noutățile muzicale pe care le-a tot lansat în ultima perioadă. Sincer, eu nu știu când doarme omul ăsta, acum prin Las Vegas, acum prin Moscova, hop și un stories de prin sauna lui sau de la vreo nuntă și tadam, l-am prins și noi în platoul Vorbelor Bune. Vine cu o premieră frumoasă, Adrian Ursu. Să vedem, e obsedat omul ăsta de atâta muzică în rol. Bine ai venit! Dacă s-a obsedat de ceva, eu am să-ți spun de ce. De ce? Eu am descoperit. Eu sunt obsedat de călătorii. Da, măi, felicitări. Da. Și știi și tu, puști mai mulți ei pe odată. Călătorești, organizezi zi de naștere soției, mai filmezi un clip, mai ai o cântare. M-a întrebat cineva dacă cumva în rădăcinile mele n-am ceva rude din Israel, din evrei. Dar, de fapt, asta nu o fac intenționat. Uneori încerc să comasez două lucruri, dar când îți ies trei lucruri în aceeași perioadă, e minunat. Boabe de cafea. Avem pregătit o cafea pentru tine, iar noi avem pregătite pentru cei de acasă niște imagini din culise, cum a fost, de fapt, primul. De fapt, nu, că Veneția ai filmat-o, tot e peste hotare videoclipul cu Irina. Da, dar asta a fost mai de mult. Mai de mult, de mult. Asta a fost în 2012. Când încercam să o cuceresc pe Irina și cu Doamne ajută mi-a reușit. Aha. Dar dacă vorbim din videoclipurile de trilogii, să zic eu că e la mod acum să fiu trilogii, să fiu un sezon, da? Un sezon al clipurilor. Păi acest sezon a apărut în anul, și această idee a apărut în anul 2017, când eu am să recunosc, nu este ideea mea, este Roman Burlaca cel care a spus că dacă vrei să te asociezi cu ceva, trebuie să faci nu doar un clip în acel stil, dar cel puțin trei lovituri care să aibă o legătură sau trei clipuri care să aducă un mesaj. Și așa a apărut Boabe de cafea. Da, mai fierbinte. Mai fierbinte și acum obsedat. Ia zic să vedem imaginile de călătorie din backstage, cum au început filmările pentru Boabe de cafea. Iată, asta înseamnă spirit de echipă! Toată lumea ajută la bagajă. Super! Ce faceți? Vă cazați? Și dacă ceva, bună dimineața, aeroportul nu-i departe, e doraș. Dar eu îs... Uhuhu! Bine ați venit în Thailanda. Adino, ca ce nu faci fără? Please, please, come to me. Come. Nice. Am văzut durerea și chinul până la ajunge pe mal de ocean. Așa de frumos. Da, tare frumos acolo și camera nu știe în ce parte să filmeze, în partea asta sau partea asta, că și aici e frumos și acolo e frumos. Ei, și Irina, ta-i frumoasă. Ia, hai să vedem imaginile video deja de la cald. Apa se azuri. Blue water. Blue water. Începe filmările la videoclipul Boabe de cafea. Acțiune! Camera? Acțiune! Spatele! Колкти пе борте, пе борте колкти. Fine, fine. Я не знаю, как мне по камере ваша, но по мне и таре. Я потем с вин сингур ку телефону с фильмец. Давай ладь по вой.
Eu tot n-am văzut ce ne-a trimis. Eu noaptea am venit de la Moscova și am zis repede să selectez și am găsit making-of din Thailand. Așa m-am expediat. Dar și eu privesc acum cu drag și mi-amintesc de acele momente când chiar glumeam pe seama echipei. Zic, filmez aici așa de frumos încât și eu cu telefonul putem să filmez. Dar Igor Sârbu ce-a făcut? Igor Sârbu, Igor Sârbu, e cu doba. El e în vacanță. E cu bagajele, da? Nu, el a fost în vacanță. El încerca, el apropo, tot avea o funcție foarte bună. El încerca să ne aducă bună dispoziție pentru că noi eram uneori foarte extenuați și obosiți de la filmări și stresați. Eu îmi făceam griji, îți dai seama, asta era prima escapadă. 6 bilete, cheltuieli, multe, tot și vrei să iasă bine. Și apoi el seara încerca să ne distreze și să facă tot felul de glume. Și eu îi mulțumesc pentru asta, că a fost un prieten și un cumpătru bun și în continuare este. Și el a avut parte de călătorii frumoase alături de noi. Da. Dragule, de ce, dacă tot e trilogie, nu a fost Irina filmată în toate cele 3 videoclipuri? Pentru că în Mai fierbinte e o altă eroină. Chiar nu m-am gândit la asta. Deci, totuși, ceea ce este legat de trilogie e doar starea pe care am vrut să o transmit și această asociere, că pe mine atunci Roman m-a întrebat ce-ți place ție? Și zic, mie îmi place ceea ce este cald, frumos, ceea ce transmite căldură și sufletească, dar și peisaje frumoase și zice, atunci asta trebuie să faci. Și bine, alături de la piesa Mai fierbinte, alături de Connector, deja s-a schimbat un pic atmosfera, dar tot avem aceste imagini fierbinți și cu Victoria Bolbocean, cu eroina. Tot în Thailanda, pentru că de atunci am intuit că o să mai vreau să mă filmez un videoclip și am filmat câteva secvențe acolo. Am filmat câteva secvențe, bine, am filmat o zi întreagă încât noi am montat, încă eu nu eram filmat în clip, dar noi am montat toată piesa și aveam suficiente imagini cu ea. Și noi zicem, dar trebuie uneva și Adrian. Și acum trebuie să apară și Adrian acolo. Și apoi am filmat cu mine în Chicago. Iată aici, avem secvență și din Chicago și a fost tare, tare frumos și acolo. Și apoi a apărut în toată ecuația asta, a apărut Connector. Hai să renunțăm la ceva. Și am renunțat la o parte din cadrele cu mine și iată așa am făcut parte dreaptă tuturor. Și iarăși transmitem atmosfera asta fierbinte, caldă, cum e și, apropo, cafeaua, pentru că eu chiar mă gândeam, zic, ei, cafeaua asta cred că stă de la începutul emisiunii. Nu, acum, chiar fierbinte, caldă, înainte de a intra tu, da, mai fierbinte ca Adrian Ursu, uite, noi așa ne gândeam, boabe de cafea, ție așa o doză de adrenalină, devine tot mai fierbinte și la urmă e obsedat. Obsedat, sunt oameni obsedați de cafea, apropo. Da. Care și chiar să laudă, știi, eu fără 5 cafele pe zi, dar eu fără 10 cafele pe zi și le spun, în toate trebuie să fie măsura. Obsedați, dacă am spune obsedați, noi, eu tot trebuie să mai recunosc că sunt uneori obsedat de telefon. Aha. Dar, spre deosebire de altă lume, la tine e job. Exact. Eu sunt obsedat. Mie tot îmi place scuza asta. Da, așa-i? Așa-i bună. E bună. Nu zic, mai navighez să văd ce mai făcut altă lume, dar eu zic așa, acum trebuie să fac asta, acum trebuie să fac altceva. Deci dacă nu era, nu trăiam în secolul 21 și nu aveam telefon mobil, eu nu mai filmam videoclip obsedat cu siguranță. Pentru că eram în Las Vegas atunci când am făcut cunoștință personal cu Liviu Vicol, cel care mi-a filmat videoclipul, cel care urma să-mi filmeze, dar eu am ajuns în Las Vegas cu muzică și orchestrație făcută, cu orchestrația făcută de Sergiu Teacă, melodia cu na 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 la 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 la. Și tu acolo ai scris versurile? Dar versuri nu erau. Nu, și eu am zis că las că mai sunt 7 zile, las că mai sunt 6, 5, 4, 3 și am rămas cu 2 zile înainte de filmări, când nu știam nici măcar despre ce o să fie piesa. Și atunci mi-a venit în ajutor un bun prieten. Am zis că peste tot o să-l menționez, cu Ion Busuioc, un coleg de facultate al Irinei. Am făcut cunoștință și aici și ne-am întâlnit acolo în Las Vegas și la o cupă, 2, 3, 4 cu șampanie. S-a pornit muza! La un moment dat, așa, tu ești fata... Nu. Asta nu sună nu chiar bine. Asta tu ești... Nu. Ce-ar fi... Ce-i leagă pe toți oamenii din jur?
Și pe toți oamenii din jur, din Las Vegas, toți sunt obsedați de ceva. Cineva de jocuri de noroc, cineva de fete. Cineva de striptease, de distracție, cineva de... Deci fiecare aiurește în felul lui acolo. Și am zis, dar cum să folosim cuvântul obsedat, dar să fie în sens pozitiv? Și atunci a apărut această idee, am zis cuvântul obsedat și obsedat și deja... Vorba am zis, doar de iubirea ta. Și apoi în ajutor mi-a venit Ana Sârbu din București. Pentru cei care nu știu, ea este textier foarte talentată, este soția lui Radu Sârbu din Ozon. Și ea a editat Ea mi-a editat, apropo, și versurile la piesa Boabe de Cafea, deși n-a pretins la niciun drept, dar am rugat-o să facă câteva corectări și atunci mi-a plăcut, de atunci mi-a plăcut colaborarea cu ea și am zis că neapărat vreau să scriu o piesă. Eu zic să vedem și videourile din culise, avem un making of tare, că el dacă se începe să vorbească, vorbește, dar eu aici am imagini video pe care vreau să vi le arăt vouă celor de acasă, making of, imagini din culisele filmărilor noului videoclip al lui Adrian Ursu. Nisip roșu, cărămiziu ca cafeină, așa, moale, moale, fin. E o liniște și o frumusețe care pur și simplu înfricoșează și în același moment impresionează. Ce credeți că facem noi acum? Asta e Liviu. Și suntem într-o locație extraordinară. Valley of Fire. Uitați-vă ce echipă avem noi aici. Și doamna Irina a intrat în echipă deja. Da, Irina pe Instagram. Da, super locație. O liniște din asta, te dor urechele, dar la așa multă liniște. Și un roșu ăsta cărămiziu foarte fain în statul Nevada, nu departe de Las Vegas. Eu am observat-o pe Cristina Robu, o cunosc încă de aici, din Moldova, și Cristina, în videoclipul lui Adrian, cum ai găsit-o? Lumea crede că am căutat o fată din Moldova. Eu, de fapt, din contră, căutam actori și eroi în clip din Statele Unite. Totul să fie made in USA. Cineva mi-a spus de Cristina, că este la o agenție acolo. I-am arătat Irinei, cu ea ne sfătuiam împreună cu Liviu și toată lumea a zis, păi, e foarte potrivită. Și ea nu seamănă moldoveancă. Și am văzut-o și alături de cel care este soțul ei, care este un brazilian, tare aprins, tare bine, camera îl iubește, îl mănâncă. Ei, pentru că sunt fotogenici. Apropo, au plâns atunci când au văzut videoclipul, așa? Da, s-au emoționat foarte mult, am postat pe Instagram. Ia, hai să vedem și noi acele imaginile. Secvențe. Hai să le vedem. It's a really nice present. Ce v-a plăcut? So cool. Totul. Sinceritate. Ultima scenă. Ultima scenă. It's so beautiful. So cool. Ei au zis că ăsta, Adrian, e un love story pentru noi. Perfect. Da. Și în care ți mai cântă și Adrian Ursu.